Cine vinde varză cu Dunița? Vecinii. Salutare, dragi prieteni! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Prieteni, haideți să vă spun ceva. Situația e foarte grea, prieteni. Suntem într-o situație grea de tot. Pentru noi, cei care suntem nevaccinați, prieteni, știți și voi despre ce este vorba. Că trebuie acel act, certificat verde, pentru a intra în, nu știu, mai multe mall-uri și astea, cum le mai zice. Deci nu mai ai acces niciunde, terase, restaurante și, mă rog, și mai multe. Așa că, prieteni, nu știu, cred că o să ne vaccinăm și noi. Că altă soluție nu avem. Eu sunt primul care vreau să mă vaccinez. Eu mă vaccinez. Noi ne punem ardei, prieteni, să avem împotriva coronei. Eu m-aș vaccina, pentru că toată lumea și-a făcut vaccinul. Hai să facem și noi. Da, dar uitați că tot multă lume cu cine vorbești, pe aia am avut simptome, m-am vaccinat și am fost legumă două zile, nu știu ce. Ba așa, ba așa, știți, sperie, înțelegi? Sincer vă spun, prieteni, nu mi-e de mine, uite, mi-e de familia mea, de copil. Nu știu ce să fac. E gravă situația. Dacă în asta, situația asta trăim, prieteni, în România, cine dă legile astea, înseamnă că are inimă de român. Nu? Dacă dă legea asta. Dacă ai inimă de român în tine, ține cu România ta. Nu-și bate joc de ea. Nu trebuie să-ți bagi joc. Nu cu tuna. Cu Tunița vrea să se vaccinează. Da, a zis, uite, ea e de acord că vrea să se vaccineze. Și eu sunt de acord să mă vaccinez. Eu m-aș vaccina. Dacă s-a vaccinat atâtea lume, nu-i zice să mergem. Trebuie să mergem și noi să ne vaccinăm. Hai să facem măcar primul vaccin. Păi da, dar după aia trebuie să faci pe al treilea, pe al patrulea. Fac și pe alea. Am vorbit cu foarte multă lume, prieteni, în legătură cu vaccinul. Păi vaccinul și toți mi-au zis că au avut numai probleme după ce și-au făcut. Păi vaccinul nu-i tot la fel cum fac toți copiii vaccinul pentru prima dată. Eu am făcut toate vaccinurile. Pe astea nu pot să le fac. Uite ce atât de frumos ăsta, Leone. Ce zici, mami, te vaccinezi? Da. Păi nu ți-ai de acord, da. Și eu m-aș vaccina. Poate nu mă lasă nici la școală fără vaccin. Păi să știi. Atunci chiar cum mă vaccinez. Ce faci? Mai faci ceva online sau? Nu, că două săptămâni avem liber. Liber, da? Da. Așa este, prieteni. Nu știu cu copiii ăștia dacă mai învață ceva. Mai rău să prostesc copiii, prieteni. Toată ocupația lor, ați văzut ei pe telefoane. Nu știu că le-am pus bine, voi ce ziceți? Bag mai mult ei, că pe mine. Păi pun și eu cât intră cu tuna, nu așa să le forțez, uite, ca să le rup. Forțează. Uite, care am făcut una, ce vrei să fac? Nu zic, mă, uite, mai punem unul aici. Păi, frumos ardeiul, prieten. E foarte frumos. Eu nu prea folosesc ardei, dar... Uitați cum arată asta. Când îmi vine tot... iau și mânc și eu ardeiul de la ciorbița. Dar e frumos. Îmi place să am de asta iute când îmi vine cineva și cere. Ca să am cu ce să se servesc, cu ceva frumos. Mai ales ăsta roșu, îmbujurat. Stai să vă rog, prieten, cum arată om. Așa îmi place. Uite ce frumos e asta. Ia o să muși din unul. Îmi zici că e iute aici. E iute? Nu, nu, e iute. Ia uitați, prietene, mușca din el. Nu e iute. Avem o grijă. Ia mănânc mie din el. Wow! Aaaa! Ei, cum e? Mamă! Cum e? Are apă! Oh!
n-aveai de lucru. Ia foc limba! Nu mai lasă. Zosu? Stai cu limba, scoasă pe afară. Dar sincer, e foarte puternic. Băi, vezi, ăsta e bun. Am mâncat decât atât un pic din el. Ăsta e bun, meu. Mamă! A dat lapte din frigider. Laptele calmează cel mai bine, iuțeala. Îmi place mie să pun asta, ardeiul. Ia pune într-un borcan așa. N-aș pune așa. Să le pui așa, normal, să le arunci acolo în borcan. Să nu mai le arunci. Nu știu, zici că e un cârlig. Ia-te-l pe ăla. Mamă, ce frumos e ăsta. Ce e frumos? E puțul. Mamă, cum arată ăsta. Un burghiu. Ești mișto el. Ouăleu! Ouăleu! Mamă, ce arată vouă, prieteni, ce frumos e intrat ăsta. Carne te-ai uitat la ea cu tuna? Ce mișto arăt ăsta, e perfect. Păi știu că e acolo, dar... Lasă că mă duc eu, stai că tu ai de învățat. Mă, stai cu farină în bărcănel. Nu cred că asta se umple. Ce fac? Mai scot din ăla? Pe alea am înghesat pe alea. Lasă-mi așa. Umple-le peștea bine, tot ce mai bagă peste ele aici la coadă și gata. Păi să umple și gata. Păi dar nu ți-aș grijă să umple peștea. Păi n-am ce zice. Îl pui și jumate, ce vreți să fac. Și începe pe asta. De ce ar fi frumos? Mi-a dat unul. Da. Ce bine e când bei apă și nu mai simți iuțeala aia de la ardei. Și ce iute e. Iute-o. Iute, alergă un urs pe stradă. Ce zici cu tunița? Învață cu tunița, prietene. Stați, prietene, aici cu mine, să mergeți împreună cu mine, să ne uităm un pic la cap. Uite cu tuna, uite și pe ăsta e aproape gata. Îl lăsăm așa. Pune și pe ăla. Păi, te-ai spart. Hai, leuțule. Hai să mă uităm. Hai împreună cu camera. Păi, îți spart. Păi, îți spart. Păi, pleacă-mă de aici, cocoșule. Aici îți faci nevoile aici. Ai, ce miroase de cap. De bine. Miroase de bine. Ce miroase? Ia să vedem. Ce miroase aici, prieteni? Uite ce iasă mirosul. Carne de oaie. Ce miroasă. Ce miroasă, ce miroasă. Numai oaie peste tot. Oh, uite că am sănătat, prieteni. Da, am sănătat încolo. Să nu mă gândiți că am sănătat în cuptor. Trebuie să iau apă, să mai pun apă. Ce miroasă, ce miroasă. Miroasa oaie. Oaie peste tot.
Dar vezi că geamul ăsta e dublu și nu poți să-l ștergi. Da, mi-au zis oamenii că se desfac, dar nu văd că n-are de unde ăsta, n-ai de unde să-l desfaci. Păi de aici, are ceva șurub? Nu, m-am uitat că n-are șurubul și ăsta. Uite, are aici șurubul și-l tragi, de acolo. Unde ai văzut cu șurubul? Aici, vezi cu șurubelița. Și-l ridici așa. Unde, unde, unde? Uite aici. Ăla-i de la ăsta, mă, de la ventilatorul ăsta, ce iasă pe aici, vezi? Păi și poți să-l scoți așa, vezi? Și se dă așa, că are niște balamale. Nu știu, vom vedea după ce terminăm asta. Și punem. Hai înăuntru, să vedem la cuturința. Cățelușul i-a mai fost la emoane, i-a mai scos, dar nu, dacă e mici, dacă e scos de acolo, iarăși pleacă cățaua. Nu că a fost la ei, dar stic, o să le arăt și la prietenii unde. Stai. Păi și cățaua? Cățaua e acolo. Păi hai, oprește și pe aia mergi și până acolo să vezi despre ce.